Bă, băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare, bă, băieți, bine v-am găsit la un nou episod mai special, bă, băieți, pentru că astăzi o să încercăm să băgăm coduri pe Windows 11. Este prima dată când încerc și o să injectez un cod pe Windows 11. Mi l-am instalat și eu aseară, bă, băieți, ca boss, și știți și voi și probabil că mulți dintre voi vreți să vi-l instalați. Dar nu sunteți siguri dacă o să mai meargă codurile sau dacă este destul de stabil să nu dea crash-uri, să nu intervină alte chestii. Bă, băieți, astăzi o să testăm dacă merg codurile pe Windows 11, o să băgăm și un Wingman pe un cont să vedem dacă nu dă crash sau chestii de genul, cum se mișcă CS-ul. CS-ul am apucat să joc un pic și s-a mișcat destul de bine, dar încă n-am apucat să injectez niciun corp, băieți, dați neapărat acolo un like să facem 1000 de like-uri la acest episod dacă mai vreți episoadele genul în continuare. Hai să intrăm aici repede pe stick-ul unde avem codurile băgate, luăm Exitium un vizor. Bă, fraților, e prima dată când folosesc și eu așa mai, adică aseară am instalat așa pe repezeală tot, că eram foarte obosit, am instalat Windows-ul ăsta la 2 noapte, am fost așa repezit tot, am instalat și OCS-ul, e singurul joc pe care l-am, deci sperăm să fie totul ok, bă, băieți, să nu lipsească ceva. Am dat dublu click, am dat yes frumos, hai să vedem, ne apare, deci totuși ne-a apărut asta cu Exitium, până acum nicio eroare, bă, băieți, hai să dăm un inject, cum am fi făcut pe Windows 10, așteptăm un pic și acum ar trebui să ne apară că totul este bine și că putem porni CSGO-ul. Și, oh, succes, you can open CSGO, bă, băieți, aparent până în momentul de față totul a mers conform planului, hai să vedem acum dacă o să ne... și injecteze codul. O să jucăm pe contul acela pe care l-am primit de la Noxy cu level 80, nebunii, mamă, câte comenduri am primit deja. Hai să vedem, să dăm și un start la CSGO, bă, băieți, bam, bam. Așteptăm un pic. O să mi se dea microfonul în blană, cred că, sper să nu mi se dea microfonul în blană, dar cred că asta o să se întâmple, bă, băieți. Sperăm să nu fie eroare sau ceva la filmat, pentru că asta e și prima dată când filmez pe Windows 11 cu Shadowplay-ul, deci sper să nu-mi dea erori sau chestii de genul, să văd după aia că mi s-a stricat filmarea. Sperăm să nu. Da, bă, băieți, am intrat și pe CSGO, mi s-a blocat ecranul pentru o secundă, ceea ce ar trebui să fie un semn bun, pentru că asta înseamnă că Exitium s-a injectat. Hai să dăm insert și holy shit, merge, bă, băieți. Aparent merge, adică nu știu, meniul cel puțin mi-a pornit. Acum să vedem să nu avem parte de crash-uri de chestii de genul. Hai să ne injectăm config-ul, bă, băieți, și să intrăm la un match de Wingman, să vedem dacă o să avem parte de crash-uri sau chestii de genul. Bă, chiar sunt surprins, adică eu din ce am auzit de la prietenii mei codați alte cituri gen, nu știu, cu Neverlose-ul de exemplu, ci că ți iei blue screen-uri destul de des dacă te joci. Acum nu știu, sperăm să nu fie cazul și la Exitium, pentru că e posibil. Până la urmă tot cit de CSGO este, acum depinde probabil și cum e făcut codul, dar nu știu, în mare parte mi-au zis băieții că își luau blue screen cu Neverlose-ul. Deci, bă, băieți, momentan ăsta Exitium merge. Rolul acestui videoclip este mai mult să vedeți, nu știu, în caz de vreți să vă faceți. Oho, ne-a și găsim și pe Vertigo. Rolul acestui videoclip este mai mult, nu știu, în caz de vreți și voi să vă băgați Windows 11 pentru că vă place cum arată și credeți-mă, chiar merită schimbarea, adică, nu știu, părerea mea care designul mult mai bine făcut, mult mai, deci m-am îndrăgostit efectiv de Windows 11. Pur și simplu eu înainte eram foarte indecis așa cu Windows-urile, adică când aveam procesorul vechi, uite, eu pe procesorul meu nou, de exemplu, nu mai pot să-mi bag Windows 7, efectiv nu mai e suportat de Windows 7, nu mai merge, mă rog, de placa de bază, nu mai merg periferice, nu mai merg nimic dacă îmi bag Windows 7, dar înainte, când aveam procesorul vechi, efectiv schimbam între Windows 10 și Windows 7, cred că aproape pe lună. Deci o lună stăteam pe Windows 7, într-o lună pe Windows 10. Nu eram decis care e mai bun, dar până acum, bă, băieți, sunt în luna de miere cu Windows 11. Mamă, stai că am sensibilitatea, n-am setările făcute, bă, băieți, avem și volumul dat un pic cam tăricel așa. Bă, momentan e totul bine, băieți, hai să tragem în ăsta. Mori, mă, copile. Mori, mă, copile, mori. Așa, bă, băieți, să sperăm să n-aibă coduri, dar la cum arată, cred că o să aibă mare coduri, băieți. Ăștia o să avem parte de spinner. Hai să furăm și noi o țintă de aici, zic, nu? Mamă, ce țintă are asta, să mă bată, dar dai cu furăm pe asta altă. Hai că e ținta mai decentă. Bă, băieți, așa nu cred că, adică nu știu, nu par să aibă coduri, deși cam conturi cumpărate sunt astea, să mă bată tata, conturi un pic cumpărate. Bă, FPS-urile sunt super, super, super decente momentan, adică avem 400-450 de FPS-uri, bă, băieți, ceea ce este o chestie super, super tare. Dar hai să vedem cum ne descurcăm în acest match de Wingman. Ăsta este un așa mai mult de test, să vedem dacă ne luăm vreun crash sau chestii de genul. Nu știu, eu sper să nu mi-au crash-uri, dar hai, hai bosule, hai bosule cu cuțit. Hai bosule cu cuțit. Hai bosule, să-ți dau un cuțit aici, aș bam și ia uite cu aici face configul la cod, băga mea și picioarele în el, mă. Doamne, îi dau cu semi-regiu să mă bată data. Ia să vedem, mă, ce profile au ăștia. Au profil de cod, a private profile și good boy ăsta ce are, frătiu. Am 171 de ore. Păi ne bată ăștia de nu piste, nebun la cap. Bă, nici keybind-ul de vorbit nu l-am făcut. Ar fi indicat să-l facem, zic eu. Hai să vedem aici, bam, bam, bam. Hi, man, how are you? Hello, I'm good. Mama, are 7 ani să mă bată. I'm very good. Where are you from, man? Where are you from? Hai să vedem. I'm from Sweden, bro. Oh, nice, nice, nice. Hai să vedem, bă, băieți, dacă ne așteptai. I'm from Romania, bro. I'm from Romania.
Zice ăsta acum toate nezisele. Mamă, ce cap am dat la Good Boy ăsta. Hai să vedem, bă, băieți, o să jucăm un pic mai obvious cu ei, pentru că și băieții cred că au coduri. Adică au așa profile ca mergi. Bă, băieți, mi se mișcă super bine CS-ul până în momentul ăsta. Plenă, mamen. Oh, shit, he killed you. Is he cheating or something? Hai să vedem dacă are coduri băiatul meu. Bă, mi-a dispărut all hack-ul, băieți. Hai, frătiucule, i-am dat mare cap. Mi-am avut un mic, frame drop acolo când am tras în el, dar nu cred că e problemă neapărat de la Windows. Bă, momentan nu am experimentat niciun crash, niciun bug sau chestii de genul, deci chiar merge super bine Exitim. Acum nu știu, poate o să testăm și alte coduri, bă, băieți. Spuneți în comentarii în episodul viitor ce cheat vreți să mai testăm pe Windows 10, bă, băieți, dintre cheaturile pe care le-am folosit până acum. Vă dați seama, nu mă puneți să bag pe Windows 11 un cheat pe care nu l-am mai folosit până acum. Băiatul ăla cred că ne așteaptă acolo la un Free Fire, așa e? Aha, aștept la un Free Fire, bosule, păi ți-ai luat-o. Și tu ți-ai luat-o, bosule, mamă, ce obvious le dau la ăștia să mă bată data. Bă, băieți, chiar sunt super fericit cu Windows 11 ăsta. Încă nu l-am descoperit, adică nu am stat mai mult de 10-15 minute să umblu prin el să văd ce feature-uri noi are. Dar design-ul oricum m-a impresionat super mult. Nice. Designul m-a impresionat super mult, sincer vă spun. Și mă impresionează și că merg codurile. Adică degeaba m-a impresionat designul și îmi plăcea mie Windows-ul dacă nu puteam să-mi fac treaba pe YouTube, știți ce zic? Pentru că practic era degeaba dacă îmi băgam Windows 11 și nu puteam să mai fac treaba pe YouTube. N-avea rost, pentru că până la urmă eu folosesc calculatorul 90% din timp pentru a face conținut pentru voi, nu să mă joc. Credeți-mă, în timpul liber nici nu mă prea joc. Da, are coduri. Ok, o să începem și noi să dăm mai obvious un pic. Bă, băieți, just rush, he's cheating, man. He's cheating so hard, man. He just one-tapped me. Hai să vedem, mamă, două tapuri, bine demox-go, bine demox-go, hai să ne băgăm și noi un pic aici. Ne luăm un scout, bam, 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 only head. Hai mă, frătiucule, smooth zero. Hai să dăm și noi un semireș, bă, băieți, așa ca la carte, sunteți nebun la cap. Hai să vedem, bă, băieți, dacă mai duce băiatul ăla la fel. Bă, sper să nu iau crash-uri sau chestii de genul, adică să nu-mi iau cooldown, că nu ar fi binevenit un cooldown, dar în orice caz, am încredere, dacă până acum totul e ok și a mers bine, n-ar trebui să meargă ceva prost de acum. Hai, bossule, vino încoa, mamă, ce becter i-am dat la demox ăla. Hai și tu, frătiucule, bam, încă un one tap, easy, so easy, so easy, bro, so easy, so easy. Bine, probabil că iau să-și bage spinul sau ceva, eu joc cu cod de legit, deci nu o să am cum să-mi bag spinul, din păcate. Dar asta nu este o problemă, bă, băieți, pentru că ne putem descurca și cu Exitium, zic eu. I'm 17 years old, man, how are you? How are you? How old are you? Mama, am zis, I'm fine. I'm 13. Nice. Cum se zice mulți înainte cu el în America la ei, în puii mei? Sau nu se zice mulți înainte? Ia ce dracu fac, stau deja AFK. Hai, bossule. Hai, bossule, să strag un nou scop. Hai, bossule. Don't block me, man. Why did you block me, man? Why did you block me, man? Why did you block me? Doamne, ce mă enervează copilul ăsta. Mi-a dat block-ul aia. Doamne, fac. Încep să sorry. Hai că și-a cerut scuze, măcar ești nebun la cap. Mamă, ăla dă foarte obvious cu aia, mă enervează deja copilul ăla. O să-i dau numai tapuri să mă bată data aia, fiindcă ce fac. I-am dat FOV-ul 10. Hai să vedem, brodere, dacă mai dai tu așa de obvious. Hai să vedem. Bă, momentan am rămas plăcut impresionat, sincer, niciun crash, nimic, sperăm să nu bage băieții rage-ul, fie în ce one-tap și asta, bă, Gaia și sângele în vene, ia uite-l cu aia. Oho, băiatule, du-te de aici, du-te de aici, good boy-ule, du-te, du-te, băiatule, nu, mi-a dat mare fire cu aia, mi-a dat mare fire, deci noi facem legit HVH sau cum, ce e asta, să mă bată data, nici nu-mi dau seama unde e ăla. Aoleu, Doamne Iisuse, aoleu, Doamne Iisuse. Mamă, ce am dat-o la demox go ăla. Ha, ha, boy, sit, boy. Doamne, ce-mi place, bă, băi, să facem aici legit HVH. Poate dăm și rank up pe Wingman. Ar fi o chestie super tare. Primul rank up pe Windows 11, bă, băi. Primul rank up pe Windows 11. Ar fi o chestie super cool. Hai să băgăm un PFOV mai mare și la Deagle, pentru că vreau să le dau niște tăpane de alea nebune, rău de tot. Ăla mi-a scris în Rusia, în rusă, excuse me? Do you have a sister? No, I don't have a sister, man. I have my mom. Okay. She's moving the mouse. She's very good. Hai, brodere, dă pic. Ah, băgameș. Vreau să-i dau un backtrack de la nebun. Hai, brodere, hai. Hai, mai dă un pic, băgat, să aș sârme. Ia uite-l cu aia. Oh, copile, dai. I-am dat-o. Good job, man. Thank you so much, man. I'm very good at this game, man. I'm playing since 6 years old, man. Mamă, nu, am dat-o cu engleza în bară, rău de tot să mă bată. Dar hai să luăm și noi un AVP, bă, băieți. Oh, why timeout, bro? Haha. De ce a dat time-ul cu aici? Bagă de mox go ăla spinul sau ce se întâmplă, bă, băieți? Vreau să-l văd cu spinul, hai să băgăm și FOV-ul în blană. I live in my basement, man. Where in Romania? In Bucharest. Oh, nice. I-am zis aiurea, stau în Timișoara cu aia. Hai să vedem, bă, băieți, că aparem băieții stau pe treabă, bine rău de tot, așa că o să ne băgăm și noi aici mai multe chestii. Ia să vedem, chiar își bagă spinul.
Hai să-i dau report de pe acum dacă își bagă spinul să-mi bat picioarele, dacă vă ofticați când vă bate unul pe legit boot și după aia vă băgați spinul, nu meritați cu aia să jucați să mă bate data, adică. Hai mă, serios mă, bă, dacă joacă unul cu legit boot, joacă și tu cu legit boot, frate, nu te oftica că te bate 3 runde și după îți bagi și tu spinul ca să fii șmecher. Că eu n-am spin acum, frate, și mi-e frică să bag neverluzul, că am auzit de la ăștia că cu neverluzul ți-ai creșuri. Adică nu creșuri, blue screen-uri. Deci degeaba mi l-aș băga și apuca să joc 2 minute, cu el și mi-aș lua blue screen, știi, n-avea niciun sens să-mi bag E neverluzul și al cod de HVH, nu prea mai am, bă, băieți, în PC, asta e faza. Hai să mă gândesc repede, mai am ceva zapedul ăla, mai am, dar nu știu dacă apuc să-l bag. Că nu știu, trebuie să-l descarc din nou. Deci nu știu dacă apuc să-l bag. Hai să vedem, bă, băieți, dacă și-a băgat spinul sau ceva. Bă, nu văd niciun spin momentan, ceea ce este o chestie tare. Hai să, dacă nu și-a băgat spinul fără adică dacă și-a băgat aici butul fără spin. Ia uite-l cu aici ce nade mi-am dat. Ce nade mi-o dat de fapt. Da, are spinul, are spinul. Are. Nice, nice, lol. Ah, ce să fac, bă, băieți, ce să fac? Ce să fac eu aici, că la o dă să mă bată, dar n-am și eu aici un... Ok. Nu, i-a dat-o, n-am și eu aici, mă, ceva prin perete să mă bată data, Bectre cu blană. Alo, no scopes, target hidden players, da. Dar n-are și aici target hidden players, coaie? N-are și el aici target hidden... Ah, da, nu, că cred că se aplică la total, nu se aplică doar la backtrack. Bine, hai să vedem, bă, băieți, dacă îi batem runda asta. N-am și eu, n-am absolut nimic aici, bă, băieți, din păcate. N-am absolut nimic aici de auto-jump, mi l-aș băga pentru că îmi trebuie la bani hub să ajung mai repede în diferite locații. Bă, nu știu dacă o să-l bat pe băiatul ăsta, sincer să vă spun că are semi-rage-o, adică... Ce semi-rage? Că are rage-o direct, ești nebun. Hai că voi trebuie să plantați, boșilor. Voi trebuie să plantați, nu eu trebuie să plantez. Hai, bossule, vină cu aia. Mamă, n-am ce să-i fac cu aia. Just time moment, time out, time out, time out. Time out, time out, I'm coming back. Hai mă, băieți, să vedem dacă merge neverlose-ul. Ce dracu am de pierdut, un blue screen. Da, bă, băieți, și după vreo 4 încercări s-a injectat. Ca câștigă ăsta meciul cu aia. Eu acum văd, bă, băieți, că s-a câștigat meciul. Stați, bă, băieți, imediat repede settings aici. Mamă, nici nu știu pe care să-l bag. Deci după vreo 3 încercări a dat de vreo 3 ori crash și a 4-a oară aparent a luat-o. Nu știu ce dracu de config să-mi bag. Sper să nu-mi dea crash dacă-mi bag vreun config. Ia să vedem, bă, băieți, dacă o să-l batem pe băiatul ăla. Ca de obicei obvious. Dar a meu a câștigat destul de bine. Sau și-a băgat și ăsta, sau avea și ăsta cod, deci nebun la cap, mai știi? N-ai de unde să știi. Bă, băieți, chiar mi-e frică, sincer să vă spun, nu știu ce să zic. Hai să vedem, mamă, stare spinul sau așa? Stai să vedem, third person ceva. Bă, momentan nu văd niciun spin sau chestii de genul. Hai să ne facem repede, să ne cumpărăm chestiile necesare. Hai să vedem, bă, băieți, uite, acum testăm cu această ocazie și Zapedo, avem spinul activat. Bun, just cam the side, man, cam the side, cam the side. Hai să vedem, bă, băieți, dacă îl batem pe băiatul ăla. Eu acum văd că am spinul și Overwatch-ul merge, dar aia e partea a doua, bă, băieți, ia să vedem. Are AVP pișatul. Are AVP pișatul. Nu e bine, bă, băieți, nu e bine deloc că are AVP. Și a băgat și el spinul, că nu-mi dau seama. Și a băgat și el spinul? Fără mișto că și-a băgat și el spinul. Nu cred așa ceva, bă, băieți. Nu cred așa ceva. Ba, își face configul la spin. Fii atent că m-a văzut cu spinul și își face și el configul acum prostul. Au amândoi AVP și probabil că amândoi sunt codați. Asta este o chestie destul de nașpic, aș putea spune. Dar dacă Zapedu ține cu mine. A pus scopul automat. Fie încă poate să tragă pe aici. Fie încă poate să tragă pe aici. Fie. Oh, hit. Hit, copile, sit, mă. Copilul mătii. Nu mai vreau să jur, bă, băieți, că este un live, este un canal family friendly, dar aș putea să vă spun că good boy ăla așa că am luat. Uite, coaie merge cu slow-o cu ăla. Tu-ți copilul, mătii. Hai, bossule, trage. Just pick him. Make him shot, man, make him shot. Hai, brodere, bravo. Ah, căcat, am prea târziu. Sper că nu poate să mi-o dea pe aici prostul. Sper că nu poate să mi-o dea pe aici doar. Hai, brodere, dă pick, brodere, că ai timp, hai. Nu, i-a dat miss, coaie, i-am dat miss și avea nade-ul în mână, băgați, i-aș sârme în gât să-ți bag de Zapet, bă. Bă, băiatule, bă, hai, nu-i dau pic acum că are AVP și mi-o dă. Nu-i dau pic. Îl învâr, fie ce-i fac, îl învâr pe prost. Dar cred că mi-o dă aici, nebun la cap. Hai, brodere, nu mai merge cu slow-ul, cu aleargă, brodere, aleargă. No. No. I-am dat-o, bine, bă, băiatule, bă, ești nebun. I-am dat-o, hai, bă, că îi vezi de HVH, bă, băieți. Vezi de HVH și de bun la cap. Doamne, bă, băiatule, bă, băiatule, nu se poate așa ceva, bă, băiatule, primul HVH, stai să vedem, mă, băieți, dacă are pe AVP config, are, bună-i. Hai, Brodărinio, vino încoace, Brodărinio, aș putea să-ți spun, hai, vino încoace, dă-mi pic, brodere, că e one way pe aici, dar, oh, Demox, gote, ai dus și ăsta are Glock, săracul de-l coaie, facem time-ul ăsta, băieți. Ah, băgamia și a fugit de mine prostul. A fugit de mine, băgați, aș sârme în gât, bă, băie. Bă, băiatule, bă.
Bă, băiatule, bă, fuge de mine, fii atent la el. Oho, one tap și am făcut time match-ul, bă, băieți. Bă, eu am fost un meci destul de bun, aș putea spune, ez, dăm și un trash talk. Acolo, bă, băieți, am făcut și noi un recap, n-am făcut un recap, din păcate, dar a fost un tie, deci totuși nu... Nu, a, l-a zis ceva de genul că, a, fraiere, 8-8 e egal, dar eu am fost 4 runde plecat, ești nebun la cap, 4 runde eu am încercat să-mi injectez zape de aici, nebun la cap. Bă, fraților, orice car, sper că v-a plăcut acest episod, bă, băieți, deci da, răspunsul final este că merg citurile pe Windows 11, am avut niște probleme la inject, dar probabil că a fost din cauza executabilului vechi, pentru că eu aveam un executabil acolo mai vechi și l-am descărcat din nou de pe site și totul a mers ca atare. Am încercat prima dată să injectez Neverlose-ul, dar din păcate nu a mers, pentru că cum i-am reinstalat Windows, îmi scrie hardware ID invalid, deși n-ar trebui să facă chestia asta la reinstalare de Windows, îmi zice că mi s-a schimbat hardware ID-ul, oricum o să le fac eu tichet la băieții de la Neverlose și o să testăm poate în următorul episod și Neverlose. Dați și voi acolo un like, bă, băieți, vedem dacă strângem 1000 de like-uri la acest episod, un subscribe pentru că la 70.000 de abonați o să facem mare live de 12 ore din nou și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!